Ordinea de zi este acel punct cu schimbul de terenuri cu domnul Sechelariu. Cum va vota PDL în Consiliul Județean? O să vă dau eu un răspuns în legătură cu acest subiect. Partidul Democrat Liberal va vota împotriva acestui proiect. Și care ar fi argumentele? Pentru că fundamentarea din proiectul de hotărâre nu este suficient de convingătoare. Nu ne-a convins că, într-adevăr, schimbul acela de imobile, pentru că discutăm despre un schimb între niște imobile și în sfârșit un alt obiectiv, un alt imobil. Nu cunosc foarte bine detaliile, dar nu a fost convingător și am luat decizia să nu votăm pentru acest proiect de hotărâre. Dar în principiu ați fi de acord cu așa ceva, dacă, mă rog, expunerea de motive ar fi mai clară sau? Expunerea de motive trebuie să aibă legătură cu activitatea care, cu îmbunătățirea activității care se derulează în imobilul respectiv. Dacă această argumentare este bună, sigur, atunci probabil că ar trebui să nu avem nimic împotrivă. Deocamdată nu există o astfel de argumentare. Și cred că toată lumea ar trebui să aștepte rezolvarea acestei probleme până după alegerile parlamentare, pentru a nu mai da prilej de speculații nimănui. Niciunui partid care să se folosească în plan județean de argumente în favoarea sa împotriva unui partid.